statul cu familia, mâncărurile tradiționale și, bineînțeles, cadourile fac ca atmosfera sărbătorilor de iarnă să fie una caldă. Venirea moșului, încărcat cu daruri și nerăbdarea copiilor de a-l avea, reprezintă spiritul Crăciunului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră sărbătoarea Crăciunului? Sărbătoarea Crăciunului e una din cele mai mari sărbători ale creștinătății. Este important ca să nu fie doar o amintire a evenimentului de acum 2000 și ceva de ani, ci e bine ca în mod spiritual Hristos să se nască în sufletele tuturor creștinilor, dincolo de atâta consumism cu care avem de-a face. Nașterea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului înseamnă bucurie, fericire, reuniunea familiilor, tot ce e bun. Nașterea Domnului Iisus Hristos, care o sărbătorim în familie, alături de cei dragi. O sărbătoare foarte importantă și, din punct de vedere spiritual, religios, nașterea Domnului. Înseamnă dragoste, bucurie. Petrec timp împreună cu familia mai mult. Sărbătoare creștinească, o acceptăm cu drag, ca toți creștinii. Și bucurăm foarte mult. Tot la fel, e o bucurie care, când eram ca dumneavoastră, nu a putea avea, adică se ținea, dar nu era, zicea că nu e legală. Acum n-am crezut atunci că o să vină vremurile astea când o să se sărbătorească ca toată lumea civilizată sau, mă rog. Un prilej de bucurie, un prilej de a ne reîntâlni toți cei plecați care pe unde. Mergem și la biserică, măcar la sărbători, și ne mai facem câte un cadou unul altuia. Măcar atât. Nașterea Domnului Iisus Hristos. Nu? Da, și e cea mai frumoasă și cea mai importantă sărbătoare a tuturor românilor, care noi o sărbătorim cu mare drag și o așteptăm cu mare drag. Multe pregătiri cu tot. Și de aceea vă dorim sărbători fericite, un Crăciun fericit.